Aș dori pentru seara aceasta să citim un cuvânt al lui Dumnezeu de la Cartea 2 Timotei, capitolul 3. Citim versetul 14 și 15. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Amin. Cred că o învățătură foarte rar abordată în adunările creștine este aceea despre rolul esențial al femeii în adunare, în familie, în societate. Fie învățătura lipsește total, fie ea este distorsionată. Așa că în seara aceasta aș dori să ne uităm fugitiv la câteva pasaje din Sfânta Scriptură, pornind de la acesta, pentru a observa ceea ce Scriptura ne arată despre rolul unei femei în planul lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Pentru început, vreau să vă atrag atenția asupra a două variante care există. O femeie poate să rămână celibatară sau singură, sau poate să se căsătorească. Pavel abordează această primă variantă în 1 Corinteni, capitolul 7, unde el spune în versetul 32, dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji, cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnul, dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestii. Tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Și acesta este primul lucru pe care vreau să îl subliniez în seara aceasta. Planul lui Dumnezeu sau dorința lui Dumnezeu pentru o fată care este necăsătorită sau pentru băiat care este necăsătorit în perioada asta de celibat, că poate să fie un celibat temporar sau un celibat total pentru toată viața. Planul lui Dumnezeu este ca o asemenea persoană ce să facă? Să umble breambura prin oraș, să umble lerla cu alți tineri, cu fete sau cu băieți, să se distreze, să-și trăiască tinerețea, să umble prin mall, să cheltuiască banii părinților. Ce zice să facă o persoană care nu este căsătorită, care nu este împrinsă în jugul ăsta? Este un tipar pe care îl Pavel stabilește aici. El nu vorbește de o persoană particulară, despre un individ sau despre o fată anume. El vorbește în general. El spune se îngrijește de lucrurile Domnului. Ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatul ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prindă într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos auzit. Și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Acum cineva care se căsătorește mai slujește Domnului. Slujește, dar cum slujește? Cu piedici. Dar cine nu-i căsătorit slujește fără piedici. Deci perioada, foarte important lucrul acesta, perioada aceasta până la căsătorie este hotărâtă de Dumnezeu ca cineva să slujească lui Dumnezeu fără piedici. Să se îngrijească de lucrurile Domnului, să placă Domnului. Din nefericire, eu nu găsesc în adunări accentuată învățătura asta și vezi tinerii din familii de credincioși care pur și simplu își bat joc de tinerețea lor. Repet, își bat joc de tinerețea lor, umblând aiurea, preocupându-se de lucruri aiurea, dându-și tinerețea pe lucruri de nimic. Pe lucruri de nimic, în loc să investească această perioadă din viață în care sunt fără griji, fără poveri, fără responsabilități mari pe viețile lor, în loc să investească această perioadă de timp pentru lucrurile lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, este pur și simplu multe, foarte multe cazuri, o bătaie de joc. Pur și simplu o bătaie de joc de timpul pe care Dumnezeu le-a dat, de energia pe care Dumnezeu le-a dat-o, de resursele pe care Dumnezeu le-a dat-o și foarte mulți părinți credincioși își împing copiii acolo, sub următoarea filozofie. Dacă noi am dus-o greu, copiii noștri să nu o ducă. Așa că nu punem nicio responsabilitate pe ei, nu le dăm nimica de făcut, că domnule, dacă nouă ne-a fost greu, dacă noi avem acum posibilitatea să le facem lor să le fie bine, ce sens are să le încărcăm tinerețea cu lucruri grele? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață altceva.
Și foarte posibil, să știți, un tânăr care nu învață din adolescență să slujească pe Dumnezeu, cel mai probabil că așa se va învăța și nu va sluji niciodată pe Dumnezeu. O vedea lucrul acesta într-un exemplu practic. Dar există varianta asta ca celibatul să nu fie total, să fie temporar. Și o persoană care a fost celibatară până la o anumită vârstă să se căsătorească în sfârșit. Ce spune Scriptura? Și vorbim în seara aceasta specific de o fată sau de o femeie căsătorită. Ce spune Scriptura? Păi, în primul rând, vreau să vă arăt că există un pericol cu privire la o femeie care ar dori, de exemplu, să rămână singură fără să fie chemată de Dumnezeu la celibat și fără să se dedice în slujirea lui Dumnezeu. Care e varianta aia altă, dacă nu slujești pe Dumnezeu? Care e varianta cealaltă? Uitați ce spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 5. Văduvile tinere, da? Au fost niște femei, s-au căsătorit. Din anumite motive, bărbaților au murit. Zice că le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. Care era situația? Situația era cu o soră din biserică, căruia îi murea bărbatul. Zicea, de acum nu mai întrebe bărbat, nu mai întrebe căsătorie, vreau să slujesc pe Dumnezeu. Și după o perioadă de timp, se răzgândea. Și își călca hotărârea sau credința din tâi. Problema lui Pavel nu era că vroia să se mărite, ci problema era că a luat o decizie pe care acum și-o călca. Bun. Și Pavel spune așa, ce fac femeile astea tinere singure? Vezi, celibatul e o oportunitate extraordinară de a sluji pe Dumnezeu, dar celibatul este și o perioadă de mare ispitire. Care e ispita? Auziți care este ispita? Versetul 13. Totodată se deprind sau se obișnuiesc să umble fără nicio treabă. Dacă ești singură, n-ai nicio treabă. Și zice să deprind, să obișnuiesc, să umble fără niciun scop, fără nicio preocupare. Asta e o ispită. Să nu ai niciun sens al vieții. Dom'le, ce să fac? N-am nimic de făcut. Și au zis ce fac. Se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Dacă n-au casa lor cu treburile lor și cu pruncii lor și cu bărbații lor, să duc la casele altora. Să deprind, să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe. Păi ce treabă să ai? N-ai bărbat? N-ai prunci? Ce faci toată ziua? Enevești. Stai la telenovele, stai la calculator. Ce știu eu ce mai faci? Te uiți prin reviste? Cine știe? Sunt multe variante. Și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute sau vorbărețe. Repet, astea sunt ispitile atunci când o femeie nu își înțelege rolul ei în societate, în familie, în planul lui Dumnezeu. Normal că dacă n-ai treabă, te apuci de vorbit. Vorbești ba de unul, vorbești ba de altul, vorbești despre toate problemele din univers, da? Limbute și iscoditoare. Lenea, umblarea, iurea, te face să te preocupi, să iscodești, să scociorești, să cauți în problemele altora, în treburile altora. Da? Și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Care e soluția lui Pavel? Ce soluție spune Pavel? Uite, sunt niște femei care se comportă așa. Ce să facem cu ele? Noi ce am spune? Nu? Să se pocăiască de lene, de umblare fără nicio treabă din casă în casă, să se pocăiască că-s limbute, că-s iscoditoare, că vorbesc ce nu trebuie vorbit. Asta spune Pavel. Să pocăiască? Sigur că ar fi trebuit să se pocăiască de păcatele astea. Pavel spune soluția alta. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite, să se căsătorească și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Au zis căciunele s-au și întors să urmeze pe Satana. Acum, cum e posibil niște femei din adunare să se fi dus să urmeze pe Satana? Că Satana nu e un om în carne și oasă ca să te poți să duci să umbli după el. E clar că apostolul Pavel se referă aici la caracterul și conduita acestor femei care prin ceea ce făceau au arătat mai degrabă că nu-L urmează pe Dumnezeu, ci urmează pe Satana. Și este foarte important lucrul acesta. Și spune Pavel, mai mult decât atâta, dau potrivnicului prilej de ocar. Să ocărească biserica, să ocărească lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Cum știi că o femeie s-a întors să urmeze pe Satana? Păi umblă fără nicio treabă. Este leneșă. Este limbută. Este iscoditoare. Vorbește ce nu trebuie vorbit. Asta este o conduită care arată că cineva ascultă de Satana. S-a apucat să urmeze pe Satana. Care este soluția lui Pavel? Repet, care este soluția lui Pavel? Vedeți, ăsta este pericolul celibatului. Ăsta este pericolul de a fi singur. Care este soluția lui Pavel? Repet, soluția lui Pavel nu-i să rămână singură. Soluția lui Pavel nu-i să stea o viață întreagă să se pocăiască de păcatele astea. Soluția lui Pavel e una foarte practică. Aceea de a se
mărita, de a se căsători. Și să știți aici niște probleme. Satana este foarte viclean. Satana știe cuvântul lui Dumnezeu și Satana a inventat tot felul de filozofii de a răsturna cuvântul lui Dumnezeu. Și auzi chiar părinți de copii credincioși care opresc pe copiilor de la a se căsători. Nu de ales a se căsători cu oameni din lume. Că acolo e clar, cuvântul lui Dumnezeu interzice lucrul ăsta. De a se căsători oricum. Ba are prieteni, ba are logodnică, ba are 4, 5, 6, 7, 10 ani. Nu se mai căsătoresc, domnule, odată. De unde vine filozofia asta? Din lume vine. De unde e nevoie de căsătorie? Lasă încă nu te căsători. Căsătoria e grea, viața e grea. Mai stai, mai întind-o. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Pavel spune, e tânără. Vrea să se căsătorească. Zice, o desparte pofta de Hristos. Are pofta asta de a căsători. Vrea să mărite. Ce spune Apostolul Pavel? Mai întinde perioada. Nu zice să se mărite, domnule. Să se căsătorească. Știți ce se întâmplă când sub anumite pretexte lucrul acesta este răsturnat? Se deschide o mare ușă la curvie. Când tineri care sunt la vârsta căsătoriei pot să se căsătorească, au cu cine să căsătorească, sub diferite pretexte, alții ei înșiși să conving pe ei înșiși să nu se căsătorească, asta e o ușă deschisă curviei. Deslușit vă spun lucrul acesta. Poate nu aici, poate nu în alte adunări, dar în foarte multe locuri asta se întâmplă. Pentru că în loc să fie lăsați tinerii la vârsta potrivită când Dumnezeu a hotărât să căsătorească, ei împing perioada cine știe unde. Pavel spune foarte clar să se merite, dar nu-i destul. Mai există o filozofie a diavolului care răstoarnă nu doar căsătoria, că ce-i nevoie de căsătorie sau de ce-i nevoie de căsătoria acum, lasă să fie nu știu când. Mai este o filozofie care împiedică nașterea de prunci. Zice, vreau ca văduvele sinele să se mărite și să aibă, repet, Pavel nu vorbește despre o singură persoană aici. Măi, o persoană acolo care umbla iurea, spuneți-i să se mărite. Nu, Pavel vorbește ca principiu aici. Dom'le, e tânără să se mărite, să căsătorească, să aibă prunci. Și este la fel filozofia asta diabolică care împiedică nașterea de prunci. Repet, sub diferite pretexte. Vor să aibă 7 ani luna de miere, vor să-și facă carieră, vor să apuce să-și facă vilă, să-și cumpere mașină, să nu știu ce să mai facă. Lasă, domnule, că facem prunci altă dată. Asta nu este de la Dumnezeu. Asta este de la Satana. Oricine m-ar auzi vorbind așa din lume, zice că e nebun la cap. Bă, zice, ăsta e înapoiat. Cum? Ce? Domnule, acum noi trăim într-o lume evoluată, noi gândim altfel, noi planificăm dinainte, planificarea familială. Noi suntem ca sălbatici, așa ne apucăm de făcut copii. Nu, domnule, noi suntem oameni înțelepți. Eu vreau să spun clar lucrul acesta. Sunt situații extreme, clare, grave, în care o femeie nu poate să nască copii sau dacă ar naște copii și ar pune în pericol viața. Asta este cu totul altceva. Noi vorbim aici despre un tipar de oameni care îți chemați de Dumnezeu să trăiască în felul acesta și refuză sub diferite pretexte. Să știți că cine vrea să inventeze motive, găsesc câte vreți. Zice să aibă copii, să fie gospodine, da, să se mărite, să aibă copii și apoi spune să fie gospodine la casa lor. Care e soluția pentru o femeie limbută, leneșă, iscoditoare care umbla iurea? Simplu, să se căsătorească, să facă prunci și să aibă grijă de casa ei. Și toate păcatele astea, nu mai ai timp de ele, domnule. Când se te apuce Satana să te pune să cauți prin casele altora când tu trebuie să te ocupi de casa ta? Ce să te mai pune Satana să vorbești despre lucrurile altora că tu ai destul de vorbit acolo la tine? Ce să te pune Satana să scociurești prin problemele altora când le ai pe tale? Înțelegeți? Soluția lui Pavel este extrem de practică. Căsătorie, copii, să fie gospodină la casa ei, zice, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Dacă nu vreau să dau Satanei niciun prilej de ocară, să mă căsătoresc, să fac copii și să am grijă de casa mea. Asta spune Apostolul Pavel. Ăsta este rolul unei femei, spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Altfel, spune, e o femeie care s-a întors să urmeze pe Satana. Și v-aș putea da o sumedenie de exemple. De tineri, băieți și fete care trăiesc exact în felul acesta. Lenea în floare, iscodirea în floare, preocupați de toate lucrurile, vorbesc despre toate lucrurile, umblă prin toate locurile. De ce? Că se lăsați dezlegați și au fost învățați să trăiască în felul acesta. Însă ne apropiem mai mult acum despre, cu privire la rolul femeii în planul lui Dumnezeu. Ne arată practic ce să facem, dar de ce cere Dumnezeu lucrul acesta? De ce cere Dumnezeu lucrul acesta? Uitați, vă rog să întoarceți la 1 Timotei, capitolul 2. Este foarte important că aceste cuvinte multe despre familie și despre copii și despre căsătorie sunt scrise lui Timotei. Veți vedea de ce. 1 Timotei, capitolul 2, spune așa. Versetul 11. 11 zice.
Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea? Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și el spune, de ce? Fiindcă bărbatul a fost creat primul și fiindcă femeia a căzut prima, nu bărbatul. Din motivele astea două, zice Pavel, femeia să stea în tăcere în adunare. Nu are voie să dea învățătură, nu are voie să se ridice peste bărbat. Dumnezeu a ridicat bărbatul într-o poziție de autoritate, de învățător în adunare. Da? Și în casa lui. Și zice, femeia să stea în tăcere. Ea, într-un fel, este coborâtă, datorită modului în care Dumnezeu a creat lucruri. Dar, repet, Biblia vorbește aici despre poziția ei în ce privește învățătura. Nu că femeia e mai puțin deșteaptă decât bărbatul, nu că femeia nu are câteodată idei mai bune decât bărbatul, de foarte multe ori are. Vorbește în contextul învățăturii. Ei nu-i dă voie Dumnezeu să dea învățătură, da? Dar uitați ce spune, versetul 15. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Și aș vrea să vă gândesc, ce treabă are ideea asta că femeia n-are voie să dea învățătură cu faptul că e mântuită prin nașterea de fii? Ce? Poate vă gândiți, de ce introduce Pavel mântuirea prin nașterea de fii într-o discuție despre rugăciunea în adunare și despre învățătura în adunare? Ce legătură are una cu alta? Legătura e următoare. Mântuirea în Sfânta Scriptură, termenul mântuire, nu are întotdeauna înțelesul de mântuirea sufletului. Credeți dumneavoastră că femeile care nu pot să facă copii nu sunt mântuite? Ce, o femeie care nu poate, nu i-a dat Dumnezeu să facă copii, nemântuită? Păi Pavel nu vorbi despre fete tinere care slujesc pe Dumnezeu și nu se căsătoresc și îl slujesc pe Dumnezeu fără o prelegere. Nu înseamnă că nu e mântuită. Mântuirea vine prin credința sinceră Domnului Iisus Hristos. Mântuirea prin nașterea de a fi aici se referă la ridicarea femeii din poziția aceea de jos în adunare. Adică, dacă femeia n-are voie să dea învățătură în adunare, ea este mântuită sau ridicată din poziția aia de jos în adunare unde? Acasă. Aici. Deci în adunare ea este într-o poziție mai jos decât bărbatul, dar acasă Dumnezeu o ridică. La poziția de învățător în fața cui? În fața bărbatului. Nu știu, dacă bărbatul are ceva de întrebat, să ducă acasă să întrebe pe nevestă, că ea o să-i explice tot din cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, exact invers cuvântul lui Dumnezeu. Dar ea este ridicată în poziția de învățător, ea este mântuită, ridicată, da? Prin nașterea de fii. De ce? Zice, dacă ei stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste, în sfințenie. Ce este o femeie de succes? Vreau să vă provoc să vă gândiți la o femeie de succes în lumea aceasta. Și să-mi aduceți o altă femeie de succes decât o femeie care a născut prunci și a condus pe calea lui Dumnezeu și a făcut din ei bărbați de caracter sau femeie de caracter. De care se folosește și familia, și societatea, și biserica. Corect sau nu? Ce folos unei femei care să presupune că zidește un imperiu din ăsta financiar? Îi singură cuc și o rezolva ce? Ce succes are ea în lume? Ce lasă ea? Ce moștenire spirituală lasă ea în urma ei? Vă întreb. O femeie neștiută de nimeni, care crește, naște și crește niște copii după voia lui Dumnezeu și face din ei cu ajutorul lui Dumnezeu și lucrare Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, niște bărbați de caracter sau niște femei de caracter, face cel mai mare bine pe care îl poate face cineva în universul acesta, societății, familiei și bisericii. Cel mai mare bine. Nu există succes mai mare. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii o femeie de succes. Să fii ridicată într-o poziție extraordinară. Să naști niște prunci și pruncii aceia să ajungă să stăruie în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Ăștia sunt oamenii de caracter de care are nevoie lumea. Și ce s-a întâmplat? Satan a început să ne amăgească. Ba cu carieră, ba cu tot felul de prostii, de facultăți, de doctorate și de idei luate de peste mări și de peste țări. Și biserica care trebuie să fie, poate nu e cea mai bună expresie, o fabrică de oameni de caracter mântuiți, este o biserică impotentă care nu mai poate să facă nimica. De ce? Pentru că a importat filozofiile astea din cultură și a zis, a, domnule, lasă că cum fac ei facultăți, facem și noi, cum fac ei carieră, facem și noi, cum câștigă femeile din lume bani, câștigăm și noi, cum muncesc femeile, am văzut în America, femei pe buldozer, femei pe tir, de ce numai bărbatul să fie pe buldozer, mă duc și eu, ce numai bărbatul să fie la picamăr, mă duc și eu. Asta e mentalitate bolnavă, nu asta a rânduit Dumnezeu pentru femeie. La propriu, nu? Când te uiți, pur și simplu, la imaginea aia îți dai seama cum se potrivește. Aia, mintea bolnavă a omului, ideea proastă înțeleasă de egalitate, a dus societatea în stadiul în care este. Și familia nu mai poate produce bărbații aceștia. Unde sunt adunările și familiile de credincioși care să producă copii care stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie? Știți ce produc multe familii astăzi? Puțin, au puțin, era o glumă că unei familii au un singur prunc că nu pot să facă jumate. Fac puțin prunci, case mari în care nu stă nimeni și ei ajung să umble
breambura, ler la iurea, cu prietenii cu care nu trebuie să umble, să facă lucruri pe care nu trebuie să le fugă, să le facă prin cluburi, prin baruri, mulți dintre ei se duc în lume și sfârșesc cum sfârșesc. Știi de ce? Pentru că n-au gândit părinții, măi, eu sunt părinte de succes dacă în urma mea las niște copii de caracter. Nu dacă le-am făcut vile la toți. Nu dacă le-am cumpărat mașini la toți. Și ce dacă nu le-ai cumpărat? Nu dacă o să o ducă mai bine decât ai dus-o tu. Și ce dacă o să o ducă sau nu o să o ducă mai bine? Nu asta este important. Nu asta este fundamental. Fundamental este să lași o moștenire pentru generația care vine. În biserică și în societate. Asta spune Scriptura că este o femeie de caracter. Și vă provoc încă o dată să-mi aduceți o singură femeie din lumea asta care nu a făcut așa ceva și care este o femeie de succes. Singura femeie de succes este singura cea care rămâne singură, dar total să slujește de lucrurile Domnului. Nu umblă în două bărci. Ba, una, ba, alta. Nu știe nici ceea ce vrea. Da? Și cheltuie banii părinților și tătă ziua stă cu reviste de modă în mână și umblă aiurea cu prietenii, cu fetele, cu băieții, discută toată ziua despre a avea prieteni, despre n-a avea prieteni, despre logodnicii altor fete, despre ce combinație au mai făcut, nu știu cine. Aia nu este celibat pentru gloria lui Dumnezeu. Și cele mai multe fete care sunt singure, cam asta fac. Sunt unele care slujesc pe Dumnezeu, dar puține. Dacă ar fi multe care slujesc în felul acesta pe Dumnezeu, să rămână singure și să facă asta, nu niciun fel de problemă. Dar vedem cu totul altceva astăzi. Vă rog să întoarceți acum la Tit. Deci ce important este învățătura aceasta, care este de multe ori trecută cu vedere și pusă în umbră. Învățătura despre succesul, rolul unei femei sau succesul unei femei în adunare, în familie, în societate. Zice așa. Tit, capitolul 2, versetul 3. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere. Deci ce să facă o femeie bătrână? Ea nu că n-are niciun rol în adunare, ea n-are voie să dea direct învățătură în adunare, dar trebuie să caute pe femeile mai tinere și să le învețe. Eu am mai auzit, scuzați expresiile, eu sunt mai necioprit, surori tinere care s-au căsătorit, au anumite divergențe, poate în familie, anumite situații și vine câte o femeie din asta bătrână. Tu ascultă la mine, te învăț eu, tu nu fii nu știu cum, tu nu fii proastă, tu te învăț eu. Biblia nu spune, zice să învețe pe femeile mai tinere ce? Deci că poți să înveți, sunt multe femei bătrâne care învață, dar întrebarea este ce învață? Că multe au o grămadă de idei, nu? Și știți, Radio Șanțu, funcționează, vorbesc o grămadă de lucruri. Biblia spune să nu fie clevetitoare. Să nu vorbească lucruri care nu trebuie vorbite. Să se preocupe de femeile mai tinere. Ce să facă? Zice, în primul rând, să-și iubească bărbații și copiii. E foarte interesant. Mai încolo spune să-și vadă de treburile case, dar întâi spune să iubească. De ce? De ce iubirea e primară? Pentru că poți să ai o casă pusă la punct complet, dar o femeie care nu-și iubește nici pruncii, nici bărbatul, e dezastru. Nu e armonie. Vă întreb, ajută cu ceva? O casă pusă la punct în care nu există dragoste, ajută cu ceva? Nu ajută cu nimica. Proverbe ne arată lucrul acesta în alte moduri. Nu? Un ospăț acolo cu bugate grase și mezoase și cu panaramă și ceartă. Să bucură cineva de ce e acolo? Nu se bucură. Mai bine ar roade sânguri ca iepurile la o bucată de pâine uscată. Și fericit. N-are treabă. Domnul sui pe acoperiș, ziceți, liniștiți și fericit. N-am niciun stres aici. Da? Deci prima poruncă este aceasta, iubirea. Pentru că asta stabilește atmosfera în casă. Dar ne arată și ordinea, să-și iubească întâi bărbații și copiii. Cineva mi-a spus, mă, când eram de căsătorie, când ai să te căsătorești, ai să vezi tu. Că vine primul copil, tu treci pe locul 2. Vine al doilea copil, tu treci pe locul 3. Vine al treilea copil, tu treci pe locul 4. Nu asta spune Biblia. Biblia spune o ordine foarte importantă aici, să-și iubească întâi bărbații și copiii. Știți de ce? De ce Biblia spune lucrul acesta? Un motiv foarte practic. Nu că bărbatul el mai cocoș și trebuie să fie iubit el, primul sărmanul care are nevoie de dragoste. Nu de asta. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru copiii noștri este să le arătăm un model corect de relație. Asta e cel mai bun lucru pe care îl poți face. Nu să te preocupi întâi de ei. Să devină ei niște idolași în care dai toată investiția. Nu. Ci să vadă o relație corectă. Asta e cel mai bun lucru pe care îl poate vedea și învăța un copil de la cineva. De la părinții lui în primul rând. Să înveți ce vede copilul. Că mama își iubește întâi. Bărbatul iubește întâi pe tata și apoi spune să-i iubească și copiii. Așadar, este importantă prioritatea iubirii și este importantă prioritatea aceasta. Întâi bărbații și apoi copiii. Apoi spune, în al doilea rând, nu doar să fie o femeie iubitoare, ci să fie o femeie de caracter. Să fie cumpătată și cu viața curată. Repet, înainte să vorbească despre faptul că trebuie să fie o femeie gospodină, spune că trebuie să fie o femeie de caracter. Vă întreb din nou,
Ce-ar folosi să fie o casă în care toate lucrurile spuse la punct, dar femeia nu este de caracter și își trimite copiii în iad? Ce folos? Caracterul este ceea ce în primul rând trebuie să implementăm copiilor noștri, nu bună starea fizică. Și apoi în al treilea rând spune lucrul acesta, evident. Să-și vadă de treburile casei, să fie preocupată de casa ei. Să fie preocupată de casa ei, să investească în casa ei. Apoi spune, să fie bune și supuse bărbaților lor. Această supunere se referă atât la un respect pe care îl dă o femeie în atitudinea ei față de bărbatul ei, cât și la acțiuni practice de supunere. Bineînțeles, este abuzat lucrul acesta în fel și chip cu supunerea. Fie că se merge la o extremă și se spune, doar femeia trebuie să fie supusă. Da, el dă cu mobila de pereți, ea trebuie să fie supusă. Asta este o prostie. Da. Deci este o absurditate, nicăieri cuvântul lui Dumnezeu nu învață că o femeie trebuie să supună la toate abuzurile și prostiile pe care le-a spune un bărbat. În același timp, femeia trebuie să aibă o atitudine de respect și acțiuni de supunere față de soțul ei, că soțul ei conduce casa și pe ea și copiii după cuvântul lui Dumnezeu, da? În lucrurile și în lucrurile vieții acestea. Și apoi spuneți Scriptura de ce să facă lucrul acesta. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea, o femeie să nu aibă niciun motiv și Petru vorbește despre lucrul acesta, s-ar putea să nu aibă niciun motiv să se supună, da? Chiar dacă bărbatul ei nu îi cere lucruri rele, da? Poate n-ar avea ea motive să se supună bărbatul ei. Biblia spune, motivația supremă care este? Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se hulească lucrarea lui Dumnezeu. Să nu se bajocorească lucrarea lui Dumnezeu. Zice, bă, și la femeia aia, ce femeia are ăla? Nu. Asta ar fi o cară adusă cuvântul lui Dumnezeu care astupă urechile oamenilor. Dar și vă aduceți aminte ce spunea Pavel în Timotei, că unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Sau zice să se mărite, să aibă copii, să-și vadă de treburile casei, zice, ca să nu dea potrivnicului, auziți, niciun prilej, nici o ocază de ocară să bajocorească celălalt. Și acum aș vrea să închei cu un exemplu foarte practic. 2 Timotei, capitolul 1. Tot am vorbit din Timotei. Pavel spune lui Timotei, capitolul 1, versetul 5, așa. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De ce nu zice nimica de bunicul lui și de tatălui? Știi de tatălui că era grec. Nu știm exact. Biblia nu ne dă foarte multe detalii de parcursul spiritual a acestui om. Dacă îi plăcea de credincioși, dacă mergea la adunare de credincioși, dacă îi plăcea de evrei, dacă mergea la sinagogă, dacă se trecuse la... Nu știm ce-a fost cu omul ăsta. Dar știm ceva. Că bunica și cu mama și-au luat responsabilitatea lor de părinte în casă și-au transmis... Lui s-a transmis lui Eunice, Eunice a transmis lui Timotei, au zis, o credință neprefăcută. Pavel, apostolul Pavel, marele apostol Pavel, nu laudă nimic de la femeile astea, decât faptul că au reușit să transmită lui Timotei o credință neprefăcută. Acum, mai asta știți că Timotei este unul dintre partenerii lui Pavel de cea mai mare încredere pe care a avut Pavel. A fost unul dintre principale parteneri apostolului Pavel în lucrarea de misiune, de plantare și de evangelizare. A fost unul dintre pilonii principali, slujitorii Domnului, de care apostolul Pavel s-a folosit extraordinar de mult și Dumnezeu s-a folosit extraordinar de mult. De unde a pornit totul? Credeți dumneavoastră că Lois, când o învăța pe Eunice cuvântul lui Dumnezeu și o conducea pe calea lui Dumnezeu, să gândea ce o să fie peste generații? O să gândea. Dar ei nu trebuia să se gândească. Ea și-a făcut treaba ei, responsabilitatea ei cu credincioșie și Dumnezeu a binecuvântat rodul muncii ei. Cum credeți că Eunice se gândea la Timotei care a ajuns să fie folosit de Dumnezeu în modul acela? Dar ce ar fi fost dacă Eunice se gândea, a, lucrarea Domnului merge slab în vremea în care noi trăim, sunt așa de puțini slujitori, e greu, suntem în Imperiul Roman, sunt așa de multe taxe, greu merge lucrarea Domnului, trebuie să muncim, nu avem timp să învățăm copiii cuvântul Domnului, sunt prea mici, nu știu ei să asculte, lasă că sunt alții, și așa soțul meu nu-i credincios, mie mi-e greu, n-am eu timp, nu mă pricep așa mult din cuvântul lui Dumnezeu și o grămadă de scuze. Ce ar fi fost? Vă întreb, ce ar fi fost? Repet. Dacă ar fi căutat scuze, ar fi găsit o grămadă. Dar în ultimă instanță ea și-a înțeles responsabilitatea ei de a transmite copilului ei
indiferent de circunstanța în care se găsea, de a transmite această credință neprefăcută. Această credință neprefăcută. Și vă mai arăt în capitolul 3, unde Pavel spune în felul următor. Versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Ce au învățat și de la cine au învățat? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Vă spun, știți cum este distrusă generația noastră de copii? Cu telefoane, cu tablete, cu internet și cu televizorul. Așa e distrusă generația noastră. Știți ce spun părinți credincioși? Deci nu vorbim noi cu oameni necredincioși, nu avem noi treabă cu ei. E prea mic, nu înțelege. Nu înțelege, domnule, e prea mic. Îl pun acolo că e liniștit. Asta pot să-mi fac treburile. Asta e prea, nu știe el acum. Nu-l duc la adunare. Ce să facă copilul de 2 ani la adunare? Vă spun, băiețelul, nu știu dacă mi-aduc aminte bine. Calul, la un an de zile, stătea în adunare cu mine 40 de minute la rugăciune, nu mișca. Nu mișca, domnule. E o muncă care o depui pentru ei ca să-i poți crește în adunarea Domnului. E o muncă, eu nu zic că nu e o muncă, dar să merite munca. Însă oamenii, repet, inventează tot felul de scuze ca să nu investească în copiii lor. Cum Timotei a învățat din prucie Sfintele Scripturi? Cum? Păi a învățat, zice, știi de la cine le-ai învățat, ești deplin încredințat, era sigur că ce-a învățat de la mama și de la bunica lui, așa era Domnul. Pentru că femeile acestea s-au preocupat ca să-i dea Sfintele Scripturii lui Timotei, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Așa a ajuns la credință și la mântuire. Când mama și bunica lui i-au pus cuvântul lui Dumnezeu, i-au semănat cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. Asta e o femeie de succes. Asta este o familie de succes. Ăștia sunt oameni de succes. Nu care au reușit să realizeze nu știu ce în lumea asta. Nu că lucrurile astea ar fi rele. Dar asta este prioritarea. Asta este prioritatea numărul unu pe care o femeie și pe care o familie de credincioși trebuie să și-o ia. Și seara aceasta am vrut să vă arăt lucrul acesta, că Pavel în mai multe texte, în mai multe feluri, ne arată nu doar șansa extraordinară pe care o are persoană când este singură, celibatară, să slujească pe Dumnezeu, dar ne arată și pericolul în care se află o asemenea persoană. Și sunt puține persoane chemate să fie singure. Și dacă sunt puține, perioada de celibat trebuie dată în slujba lui Dumnezeu. Și dacă nu ești chemat la celibat, trebuie să te căsătorești, să faci prunci, să fii gospodină la casa ta, să ai grijă de casa ta și să crești copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce a rezultat din lucrul acesta. Repet, sunt prea multe moduri prin care aș putea să arăt felul în care atâția copii astăzi sunt pur și simplu ratați de propriul lor părinți. De propriul lor părinți prin faptul că nu au înțeles responsabilitatea aceasta primară. Și cred că chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să ne rugăm pentru copiii noștri, dar să nu vindem viitorul și sufletul și relația copiilor noștri cu Dumnezeu pentru niște lucruri. Să nu le vindem. Pentru lucruri materiale, pentru o bunăstare, pentru liniște, pentru nu știu ce. Și să-i lăsăm în voia sorții, că să știți, Satana găsește el pedagogii lui și profeții lui mincinoși și învățătorii lui care să le bage în cap la copiii noștri lucruri care nu trebuie să fie. El se ocupe oricum de treaba asta. Noi avem de făcut o muncă dublă, să scoatem din capetele lor micuțe lucrurile rele care intră acolo și pe deasupra să punem acolo cuvântul lui Dumnezeu. Zice că asta duce la mântuire, nu doar că duce la mântuire. Prin asta poate să fie un copil de credincios, un slujitor destoinic. Uitați-vă la adunări din țara aceasta care au rămas fără slujitori. De ce au rămas fără slujitori? Că Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este mică? Nici vorbă. Ci pentru că mulți părinți și-au abandonat responsabilitatea de a-și crește copii pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu că le-a căutat un viitor mai bun. Foarte bine că le-a căutat un viitor mai bun. Dar ce, nu pot să slujească pe Dumnezeu cu viitorul lor bun? Care e problema? Ce, n-ar putea, având o altă muncă, să slujească în același timp pe Dumnezeu și să fie credincioși? Nu, de fapt, foarte mulți dintre ei. O mare parte dintre ei. S-au dus breamura în lume. S-au dus aiurea în lume. În țările vestice, în America, statisticile sunt îngrozitoare. 75-80% din copiii din familie de credincioși pleacă în lume și nu se mai întorc. Nu se mai întorc. Abandonează credință pe care nici măcar n-au avut-o vreodată, decât poate în mintea lor. De ce? Pentru că nu au reușit să implementeze, au avut alte priorități, alte preocupări, n-au reușit să implementeze în acești copii cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze această adunare pe fiecare dintre noi, să, noi
să urmărim lucrurile acestea, noi să transmitem lucrurile acestea mai departe și, bineînțeles, să înceapă lucrul acesta din familiile noastre ca să vedem o avansare, un progres al lucrării lui Dumnezeu în familie și în societate. Amin.